niciodată n-a fost vorba să nu vă dau dreptate. Și eu tot timpul am fost alături de dumneavoastră. Nu m-am băgat de partea de lege, am stat și am plecat. Că nu este apanajul Ministerului Energiei și este un alt apanaj. Ele trebuie să conlucreze ambele ministere, dar ceea ce se va întâmpla în 2006 încolo, credeți mă, va fi bine pentru dumneavoastră că veți ieși la pensie, dar va fi foarte rău pentru mă pare rău că nu sunt aici, am 100 de ani. 7 de ani și nu intru în domne și mai este o problemă. Unde este, domne, solidaritate? Eu când am ieșit atunci pe 2 iunie la Radio Infinit și am spus doar 40%, că n-am putut să spun mai mult. Ne, în primul rând trebuia să iese sau să iasă în stradă cei tineri. Și în spatele celor tineri să fie cei care ies la pensie, dar cei pe care ei au un întreținere, au un bătân, au o fetiță, au... Domn ministru secretar de stat, în primul rând trebuia să iese președinții de federații, confederații. Că v-am văzut la televizor, nu știu, cred că am numărul tău, că la ultima întâlnire anul trecut ți-am luat numărul, dar totuși merg, că știu sigur că sunteți de... aceia. Ministerul Energiei este foarte alt. Bună ziua, domnule ministru. Calculează din țară. Nu mai dețineți. Rezolt, dar nu așa cu de vreau peste noapte, n-am cum. Domn ministru are dosarele deja la dânsul. Da. Nu sunt pentru 197. Vorbiți cu să ne lase și pe noi la toaletă. Bineînțeles, lasați-i și pe ei la voi. Dar la noapte nu, n-am. Nu. Și unde facem? Dar la noapte n-am, am închis aici. O să vorbesc cu la Ministerul Energiei. Ștefan Costan, secretarul de stat de la Energie, domnul ministru. O să vorbesc eu în partea altă, dacă este 24 în 24 ore, e faza acolo, că este și un bloc de locuință, dar o să voi merg acum. Sunt necesități fiziologice. Da, mă, nicio problemă. Nu știu despre ce e vorba, nicio problemă. Ce toaletă ecologică, mă feri mai nici. Nu, vedeți ce? Pentru aici nu că nu e. Nu știu acolo, dar se rezolvă ce se întâmplă. Deci am ăștia timp un autocar aici, vă rog frumos, că nu mai pot oamenii să disperați. Ce vrei să fac peste noapte, să mă duc și deja peste noapte? Sau vreți să calculez fără lege? Da, am calculat domnul ministru judecătorii, dar aveți soft. Fărerea judecătorească modifică mie legea. Nu, în alta curte. Nu modifică, o lasă așa cum e. Domnul ministru, cum de Hunedoara, Iașu, Suceava au calculat? Că au dat instanță într-adevăr. Dar casele de pensie au calculat pe legea 197. Dar legea 197 vă pun în funcțiune și acum, dar nu vă ajută fără perioada 2001-2004. Puneți așa și tot. Și-o pun numai acolo pe cea de 13 ani. Da. Aia mâine trebuie să fie în casă de pensie. Vă liniștește asta? Bine, domnule, avem dosarele deja. Suntem un pensionar. Și în alta putea să se numească asta. Toate beneficiile. Astăzi vorbiți pentru dumneavoastră? Nu. Am vorbit și cu primul. Tot același lucru am spus și sus, care am spus aici. Spun vreo noutate? Vă cer vreo noutate? Să vorbiți pe lângă lege. Nu, oprește că se simte. Da. Vorbiți pe lângă lege.